Bună ziua, prieteni! Prieteni, au revenit și eu din nou, așa mai devreme, că atunci mă simt eu mult mai bine. Sunt mai liniștită, așa, nu mă apucă gândurile, sunt mai bine, așa și... Prieteni, după cum ați văzut că am fost și eu la crusca mea, i-am dus și eu ce am putut, o fustă care aveam eu pe acolo, un baticuț, și am luat două bluze din care să-și aleagă ea acum, care vine ei mai bine, care... Și unul îl dăm înapoi. Mi-am luat și o bluzică asta, după cum se vede, îmi vine bine. Dacă am îngheață puțin burtica. M-am îngreșat, am mâncat mult. Și... Eu sunt acum din cutie singură deocamdată. Alexie în pat, m-am început, bate vântul și a fost, mi-a părut și mie bine că am mers, decât să stau acasă, m-am apucat să-mi să spăl curtea, iar să fac, mai bine că am mers. Uite, na, mai trece timpul, mai auzi ceva, mai aia, mai schimbăm o vorbă. Am mâncat și eu acolo, dar nu am mâncat, n-am băut. Florile astea tot să scutră aici de... Nu am băut pentru că au luat niște pastile vișine. Da. Și mi-a părut bine că am ieșit ursul acolo. Mie îmi pare bine dacă merge ursul undeva să mai plimbă și el, mai e altceva, îi mai trece și lui timpul, supărarea. Acum unde sunt? Acum sunt... I-au plecat de dimineață la patronă la vizită. Pentru că patrona a cerut de urgență pe ursul să vorbească cu el să-l vadă. Vă dați seama? Să gândiți la multe, multe alea și a zis să-l vadă și ea să vorbească cu el. Și trebuia să meargă. Era vorba de ieri, da. După aia s-a făcut o altă programare, am schimbat-o. Nu putea veni la ora aia. Și au schimbat programarea pentru azi. Au plecat cam pe la 8. Nici n-au mai spus când au plecat el cu Lumina și cu Leonardo. Mi-au rămas cu Alex. Și dacă mergeam iar... Trebuia să intre ursul Leonardo, hai și Lumina. Și eu cu Alex stăteam iar pe afară. De ce să-mi mai merg degeaba dacă nu eram și eu acolo programată? Și de ce? Ca să stau afară să fac o filmare. Când m-am dus la patronă, deci las că vine ea acasă și nu mai e mult. Pentru că mai avut ea amânarea asta, dar până la urmă o să-și dea seama. Lumii de acolo, că e bătrână, a făcut cam 9 luni, cât are, de-a 10-a lună, n-are de ce să mai țină acolo degeaba așa. Și nu știu, azi, nu știu dacă facem mâncare neapărat, avem mâncare, avem din varză, avem carne friptă, cea mai friptă ieri, e aceea, avem, ne-am mai dat și crusca acasă, o farfurie cu cârnați de pulpe prăjite la grătar, mici, sunt în frigider, nu prea, cine, cât să mâncăm, cât, că nu putem, am luat așa mâncare ca să fie în casă pentru, să fie, să aibă ursul, dacă e supărat să fie și frigiderul gol. Am fost zilele astea așa mai, am zis să ies din starea asta, să fiu mai bine, dar cred că binele ăsta, cred că e spre bine, așa cred și eu, acum că o să fie bine, pentru că am început cu bine. Am zis să nu mai mă dau așa bătută, să fiu bine, bine. Ca să ies din starea aceea, să aud mașinile pe drum, dacă e la strada mare. Telefonul meu are o problemă. Trebuie să merg cu el la un service mai ca lumea să-l cureze, pentru că a intrat ceva, praf, ăștia pe la difuzor. Și am zis să fiu bine, să nu mai mă arăt, să fiu altfel. Da, cu voi și afară, în jur, așa. Dacă intru eu și stau eu singură în cameră, gata, să schimbă totul, intru în depresie.
pentru că mă gândesc și nu știu. Problema e că nu. Mai e puțin, foarte puțin și da. Atunci, dacă ne iubește Dumnezeu, dacă ne ajută și pe noi, bine. Și am vorbit de mâncare. Am zis că nu e pe mâncare, că avem mâncare, de fapt, dacă să mâncăm, dacă să rămânem. Nu suntem noi în stare să mâncăm. Ce să mâncăm? Nici copii. Alex, i-am luat acum niște biscuiți ca să-i dau cu lapte. Biscuiți cu lapte. Încălzesc un castron la microunde și cu biscuiți. Aia e mâncarea lui preferată. Știu că nu prea se aude, știu. E sonorul la maxim, dar mai bine să mergem în spate acolo, că aici e zgomot. Bate vântul, nu e, nu pot să fac nimic așa să mătur eu cum sunt eu cu măturatul meu. Nu prea pot să mătur, că le ia vântul. Am mai măturat și o seară până n-am plecat la curs, că am băgat puțină apă din curte, ca să pot să adun frunzele, pentru că dacă nu bate vântul, nu pot să le iau, că zboară. Am udat roșiile mele. Să bine, a început roșiile să facă, ce mai, gata, am ardeiuți, sunt bine cu grădina, mi-a ajutat Dumnezeu să am o grădină, da, lămâiurile sunt bine, sunt pline de lămâi, hai să vi le arăt ceva puțin, și vă arăt lămâiile, am lămâi și mai mari, dacă să vedea că am și mici, uitați, ia, bate vântul, am micuțe, o, au ață roșie, nu mai mi-e frică, vedeți? Să țină Dumnezeu așa să rămână în el, să facă mari. Am ață roșie, vedeți, ață, o cârpă. Am pus ca să nu mă ne mirăm așa de ele. E bine. N-am făcut nimic până acum, ce să fac? Îmi fac eu, am eu. Niște farfurii și să încălzim varza și să mâncăm. Poate, poate, tot timpul am zis că o să fac. Vreau să fac niște macaroane cu lapte, dar tot n-am bătut, dar cred că fac. Fac pentru că am zis că fac și avem nevoie și noi de ceva dulce. Să facem ca un desert. Și tocmai că mi-a adus aminte acolo la Crusca, la Câmpian, a venit și Persida. Era bărbatul ei, acolo era copilul și a venit și Persida după aia. Și a adus și ea macaroane, spaghete cu brânză pentru tati. Mamă, ce purează ăștia, mașinile au, să laudă. Și le fac și eu mai târziu. Nu le fac așa mult, le fac așa, cam cât mâncăm noi. Și le bag la cuptorul aragazului. Da, dar am fost la magazin, am uitat să iau. În fost de-am luat ploale, biscuiți, trebuia să iau și două, trei ouă, pentru că îmi trebuie. Aia e bine, ce să mai facem altceva? Suntem bine, suntem fericiți, voi? Și vă mulțumesc mult pentru tot, toate mesajele voastre. Cele bune, cele care sunt mai așa, vă mulțumesc mult de tot, ce să zic altceva? Nu mai să ne supărăm, fiecare vorbește, fiecare ceea ce crede, își dă cu părerea altfel, asta e, n-ai cum să faci față să explici. Pentru că și dacă explici, spui adevărul, zice că nu e așa, că faci așa la mișto, că faci așa, că nu știu ce. Vorbim de bani. De bani nu am cerut așa la nimeni așa, ce am luat eu bani, am luat că am luat un împrumut, dar nu am cerut de la lumea toată care este pe YouTube să cerșesc, în niciun caz. Sunt mulțumită că ne vizionați, dar nu am făcut așa pentru că zice că cerșim bani, că facem. Chiar nu. Ce am mai vorbit eu cu altcineva care am luat împrumut, nu am probleme ca să cerșesc așa degeaba. Niciodată nu am făcut treaba asta, dar nu știu, s-a ajuns așa la niște discuții care chiar dacă și vorbesc, chiar nu fac față, pentru că tot aia vorbesc ceea ce credei. Asta e. Mergem înainte, cu bune, cu rele, doar Dumnezeu cel de sus, să ne ținem picioare, nu vreau altceva, nu vreau bani de la Dumnezeu, vreau sănătate, să fim bine, să putem duce ce avem acum.
O să fie și mai ușor, poate, că când o să iasă patroana, o să vină leu. Poate o să-mi fie mai bine, eu așa sper că poate mă imia din greutăți, poate mă imia din griji, din stres. Eu așa cred. Sau poate să nu mi le mulțească. Vorbim și de bine, vorbim și partea aceea, că nu știu cum o veni de acolo. Nu mai contează, numai să vină ei acasă, că vedem noi cum ne descurcăm. Încercăm să ne împăcăm bine, să ne abținem, să nu mai vorbim urât, să nu mai avem dușmănie, să nu mai avem ură, pentru că și noi acasă am văzut rău, și ei acolo au văzut răul, și poate, na, nu, na, că nu că mi-a dat mingea la cap, că na, tot aceeași treabă făceam, și când era vei, dar mai vorbeau așa și mă supăram. Ei, pentru că au văzut greu, au văzut prin ce au trecut și sper că Bunul Dumnezeu le-a făcut cu minți acum. Cu fratele meu știi că n-am mai vorbit, probabil că nu mai m-a sunat pentru că nu prea mai a avut bani, cred că. Ce să-i fac? Când am la ajut, că nu am nici eu și mă împun, nu mai îmi pot. Când văd eu așa că am, mai pun și lui, mă duc la postul, îi pun și lui. Milion, două, un bani vechi. Ce pot să-i fac? Mai mult nu pot, pentru că nu pot să fac nicio față. Când mai ajută copiii lui, într-adevăr că l-a ajutat. Și s-a făcut un fake de YouTube cu pozele mele, cu alea, și chiar nu mă deranjează, nu că mi-a din vizualizare, dar nu-mi place așa ceva, pentru că nu-mi permit acest lucru. Păi, uite, m-am trezit că am văzut cu pozele mele un copt. Mai acum o săptămână, să zicem, să fie o săptămână, nu e. A făcut cu... A făcut cu Mihaela Tache, zicea, uitați, alt a pus acum, pune în 800 videoclipul cu ceea ce fac eu acasă. Alt, uitați și voi, nu știu cum să vă arăt așa să vedeți contul ăsta, și arată ce fac eu, ce filmez eu, pune și el, dar pune cam des, tot, că am fost la Crusca, a pus. Nu știu dacă se vede. Am fost la Crusca. Tot, uite, acum cum fac eu, Anca de la Strehaia povestește viața ei, aiurea, vedeți? Și stai să vă spun contul care e. Leon de la Strehaia. Dar a pus cam multe, dar nu, chiar mă deranjează. Uite, asta a pus ceea ce am filmat eu cu nunta mea. Vedeți? Contul, să vedeți bine. Leon de la Strehaia. Nu știu dacă puteți să mă ajutați cu ceva, să faceți ceva, ar fi cel mai bine. Era Alin, prieten, m-a sunat pe telefon ca să vorbesc cu el. Da, și-a făcut contul așa, numele meu, fără să știu nimic, voi dacă ați fi în locul meu, ce acum ar proceda? Fără să știu, fără nimic, să facă cineva cont, să vorbească așa, să-mi arată filmulețele. Filmulețele le am doar eu dreptul. Ale mele sunt, nu altcuiva, să mi le posteze. Nu că face cine știe ce vizualizări că face bani, dar nu-i frumos așa. Dacă puteți mă ajuta cu ceva, ce putem face la acel cont, nu știu. Puteți să-mi scrieți. I-am spus și lui Alin, vedem ce poate. Sunt așa de liniștită dimineața. Dimineața am chef să... până nu mă apuc de treabă. Să filmez, să vorbesc liniștită, am capul mai limpede. Chiar dacă nu dorm eu noaptea, cine știe cum ar trebui normal să dorm, că mai mă trezesc de multe ori, dorm puțin, dar sunt bine. Oricum sunt bine, așa dorm de Dumnezeu. Dar ce bate vântul de frumos. Acum dacă eram și undeva la o piscină, să stau să mă relaxez și gândurile să le las acasă, undeva să le ascund într-o cameră, să le închid cu cheia. Și eu să stau așa, fără nicio clipă. Ce să mai zic? Râd! Să ies din stare. Râd ca să trag bine. Acum. Acum chiar că sunt în perioada asta care, să zicem că sunt în perioada asta, în zilele astea mai ales. Sunt deja cu un picior în groapă.
să zicem, nu pe amândouă, unul. Și încerc să mă, să revin, să ies, să scot. Dar vedem ce o să vrea bunul Dumnezeu până la urmă. Acum sunt bine, sunt liniștită, dar cred că, na, o să fie bine. Eu așa sper. O să fie bine, bine. Pentru că am o stare așa bună. E nici mie nu vine să cred. Bine că mai târziu, că e o rană aia. Dar acum sunt bine. Și mai ales că mă bucur cum bate vântul așa. Și vouă, prieteni, vă mulțumesc tot ce faceți pentru mine și nu uitați, mai dați și voi câte un like și să fim și stau și mai mulți abonați. Mai bine ar fi. Nu v-am cerut așa de să vă zăpăcesc, hai, dați un like, dați un share, mai mult abonați. Așa din când în când vă mai aduc aminte dacă aveți plăcerea. Vedem ce mai facem mai târziu, vede, nu știu nici aici. Eu filmez ce-mi vine mie atunci în cap. Acum am zis, hai că fac filmare. Mai târziu pătinam. Poate îmi vine să fac ceva la bucătărie, dar nu știu. Nu e nimic programat la mine. Nu e nimic aranjat dinainte. Că mă îmbrac, că fac. Dar eu a fost aranjată că mă fac așa, îmi fac în dimineață. Fac părul și eu normal, fac și eu ce trebuie, duș. Nu, de machia nu mă machiez. Doar îmi dau cu cremă. Îmi curăț fața înainte și seara, tot la fel, îmi dau cu cremă și seara și tot așa îmi curăț fața cu dischete, cu solubaia ce am eu în loțiune. Când îmi pun pe buze, îmi pun puțin ceva culoarea buzelor, nu altceva roșu de la deschis, așa nu. Nu-mi place. Și așa sunt eu, normal. M-am îmbrăcat, mi-a plăcut să iau bluzica asta, ceva nou. Am o bluzi, dar am zis, hai, dacă tot am mers acolo și am văzut și eu așa, danteluța asta. Bine că mi-a să bultica puțin afară. Asta e viața noastră reală. Să putem duce mai departe, să trecem peste orice. Pentru că știu că multă lume are probleme, știu, sunt conștientă că au probleme, au necazuri, au oameni, sunt bolnavi, sunt mai de tot ceea ce avem noi. Și ce să le zic altceva, Dumnezeu să-i țină în putere, putere, să nu cădem jos. Avem necazuri, am avut ce să mâncăm în fiecare zi. Ceea ce n-am rezolvat, n-am rezolvat cu curentul. Cu curentul nu pot să mai fac față. N-am putut să mai fac nimic. Pentru că au luat contoarul la control și nu a venit niciun răspuns. Și sunt bani mulți, prea mult. N-am cum să le dau. N-am cum. Să fac o eșalonare în care pot să-mi permit eu acei bani. Nu așa cum cere ei. Un avans de sute de milioane, un avans ca să ne aprobă pe 6 luni. Păi nu pot, n-am cum. Ceea ce iau și eu bani de aici de la YouTube, iau, nu iau sute de milioane, iau și eu acolo plătesc. Și de acolo, din banii aia, îmi permiteam să plătesc eu 20 de milioane pe lună, hai, că sunt două case. Ei, am zis că e bine, dar nici așa. Nu pot. Până nu se verifică contuarul, până nu se verifică să facă, să trimit o echipă să facă verificări shipping cash. Să vedem unde e problema asta, unde se pierde, unde se duce, în pereți, ce-o fi, nu știu, la stâlp acolo. Acum au pus un contuar nou, pentru că alălalt l-au dus la verificare, la expertiză. Dar văd că, na, nu știu ce s-a întâmplat, chiar nu știu, trebuia să cadă și asta pe mine. Și, prieteni, vă mulțumesc mult și vă doresc o duminică plăcută și frumoasă și să aveți multă, multă sănătate și fericire. Și să vă trăiască familia, cum zice Leonardo, familie importantă pentru oricine. Dacă n-ai familie, unul colo, unul colo, nu se alege nimic, absolut nimic. Contează familia, contează înțelegerea, atunci merge și bine în casă. Eu știu lucrurile astea, sunt conștientă, dar dacă la mine nu s-a putut, ce să fac? Nu cred că pot să mai repar eu acum. E târziu. Cum o luăm de la început, așa merge. Cu cearta, cu scandal, cu ura, dacă nu vine, înțelegere că...
la început, așa merge tot și o să meargă și bine în casă. Vă mulțumesc că ați auzit poarta, cred că a venit ursul. Vă mulțumesc și vă doresc o duminică plăcută și frumoasă. Ce să mai zic altceva? Multă, multă sănătate. Pa, pa!